Salutare, lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Cristi Reacționează. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și astăzi am scris pur și simplu pe YouTube TikTok România să văd ce naiba o să-mi dea și mi-a dat o serie de compilații de la canalul oficial TikTok România. Nu știu dacă ăsta este canalul oficial TikTok România, bănuiesc că este făcut de un fan sau ceva, dar avem aici o compilație de TikTok-uri din România și noi o să reacționăm astăzi la ele. Nu uitați, mai mult, dacă mai doriți să mai facem clipuri de reacții de acum înainte, să apăsați pe acel buton de like. O să apăs și eu pe butonul de like acestui videoclip. O să vă las și linkul în descriere de la clipul original și haideți să intrăm în acest videoclip să vedem dacă o să râdem sau nu de umorul făcut de ai noștri români. Să-i dăm drumul. Deci, cum te cheamă? Dodo. Dodo. Deci, Dodo, trebuie să mergi la Pofi. La Pofi te va aștepta Pepe. Pepe îți va da un plic cu indiciu mai departe. La Oșa nu este Andreea mai. Asta e, pe continuă. Simpaticilor, ne-a s-o omorât. Stai, fată, că nu-ți fac nimica. Ne-a s-o omorât, ne-a zărmat. A căzut blocul din Bacău. A căzut Justin Bieber din Bacău. A căzut cine a pisat din Bacău. A căzut Semingeu din Bacău. Om, deci râsul lui Dodo ăsta, sau cum a zis că îl cheamă, mă omoară. Vine mașina. Asta e, pes, continuă simpaticilor. Cât de mișto e omul ăsta. Îi vine, gândește foarte repede. Dacă i-au venit toate astea pe loc, bombă. Oh, Doamne, a pupat crucea. Cu toată stima și respectul, dă-te de pe banda 2, că se vede clar cu ochiul liber că nu te țin balamalele. Mulțumesc. Cu plăcere. Păcat că nu se aude în afara mașinii, se aude doar în interior, dar știu că este umor, ar trebui să ne bucurăm de glumă. Fetelor, doar nu mai faceți genul acesta de TikTok-uri, pentru că următoarea zi vă duceți la liceu sau la școală și toți copiii o să vă arate cu degetul, o să fie uite-o pe aia, mă, de pe TikTok care stă deasupra. Nu prea cred că o să vă convină. Țineți minte, de la mine, femeile trebuie tratate ca niște adevărate prințese, să le deschideți ușa la mașină, intrăm pins. Poftim frumoasă, mea, hai, poftim. Șobis. Ăsta care e? Ăsta. Ce fă, mă, băieți ăștia? N-am înțeles ce naiba s-a întâmplat în TikTok-ul precedent. Poate cineva să-mi explice? 6 pe aici pe TikTok. Și în pat, stați de parcă donați sânge. Mamă, cred că o să-mi iau copyright pe clipul ăsta, dar whatever. Nu este o compilație doar de TikTok-uri funny, mai sunt și cringe. Deci dacă cumva apari în compilația aceasta, poți să te simți bine că ești funny sau poți să te simți foarte prost că te-a considerat cineva cringe. După modul lui mama, nu! Pentru că trebuie să înțelegem, prin relaxarea treptată a acestor măsuri, nu înseamnă că de pe 16 mai... Claus Iohannis, să-l ascultăm. Bună ziua, dragi români! Cocoa, tu în loc de Nutella? Suntem la săraci. Dorna? Nu asta, că e de săraci. Apă din Lidl? Suntem la săraci. Hanorac purtat până s-a decolorat? Suntem la săraci. Aș face multe lucruri pe lumea asta, dar să-i recunosc bunicii, că mi-e fric. Când ea a zis să-mi iau geaca, niciodată. Ce faci? N-am înțeles niciodată, fetele, de ce naiba nu se îmbracă iarna? Adică e normal, suntem oameni, e frig afară, pune naiba șuba pe tine, nu trebuie să arăți bine, că nu, crede-mă că nu ești atractivă când sau când mai tragi un strănut ăla și explodezi numai cu muci peste fața, adică nu e nimic frumos. Ce să fac? Ok, cine a făcut TikTok-ul ăsta? De ce ai pus un punct aici între mâșia? Dar ce s-a întâmplat?
Ia spune-te. Eu am fost împreună cu el. Și poveste. El spune că nu este adevărat. Spune că își face numărul de, adică numele de râs. Dar câți bărbați ai mai iubit până la el? 30, 40, 50, 70, 80. Ci că să nu mergi niciodată la lic. Wow. Câți bărbați ai mai iubit până la el? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dacă mă gândesc mai bine, 100, 110. Ce? Idol cu amanta, ca o sloganul la tâmpit, meri să fii surprins. Uai, leici în bucătăria aia. Mult succes cine curăță chestia aia. Sunt pedica. Ce mai faci? Ce mai faci? Stai să o ajutăm, măi. Iubita, ce vrei să mâncăm în seara asta? Ceva Black Angus. Am înțeles. Black Angus ziceai, nu? E foarte bun. Nu, vrei să intri și tu în scară? Și uite, mamă, cătrești, bă, ce. Mamă, grădină zoologică acolo. Stau prea bine, stau ca banca, paronsate. Bă, mingea mi-am pus-o, am tras, am dat gol. Ia, demonstrează-mi că ai fost doar la fotbal cu băieții eu. Ne-am bucurat, am plecat. Ne-am îmbătat, am venit aici. Băi, să dea dracinile de moști. Că am fost să iau pe femeia de la școală și n-am recunoscut-o și am luat alt copil din greșeală. Hai că te duc acum acasă, nu mai plânge, da? Cât de mișto TikTok-urile astea făcute de părinți. Sunt 100% sigur că era fetița domnului. Dar super, super tare pentru, și super mișto pentru creativitate. Până și fetița era acolo în TikTok. Își punea mâna așa. Când sunt hoți, rămâi fără roți. Oameni buni, de stau pe TikTok atât de mult, câteva de aici, din compilația aceasta, deja l-am văzut pentru... Băi, deci cred că, nu știu, puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii cam în medie, așa, câte ore stați pe zi pe TikTok. Eu, sincer, un pic prea mult. De la o oră la două, trei, nu știu, cred că prea mult trei, da. Am mai avut și zile când am stat trei ore pe TikTok, deci atât de addictiv. Adam, fută-te soarele, unde ești? Mă faci de groază, hai și mănâncă mere, nu? Unde ești? Si mă, cum te cazi pe tine, da? Fai de capul meu, săr! Amin, putem să... Dacă vrei să încercăm... Intră în apa mării și nu te teme, ai să înveță nouți printre sirene și să nu mă mai jur pe ai mei copii. Sunt pe plajă și mă arde soarele. Genial omul ăla. Nu pot să cred așa ceva. What? Nu e toxic să faci așa ce... Na. Eu te vreau pe tine. Tu mă vrei pe tine? Dacă vrei. Ok, la asta nu mă așteptam. Vrei, dacă nu, nu. Eu te iubesc și gata. Bă, frate, când ajungi să lucrezi la pachistanezi în Anglia și spune încuietoare de baie cu aia la mașină, arată mă, Cris. M-am gândit să fac un test vecinilor mei. Am pus un leu în ușă. Să văd cât de sincer sunteți și ciorbitori. Dar stai că am uitat să-mi cui ușa. Marș, cât de tare, cât de mișto a fost TikTok-ul ăla. O virginitate costă 32.000 de euro și tu i-o dai lui Gheorghe cu Fiat Punto 1-2, ai nebunit la cap, handicapat-o! Ei, eu. O virginitate costă 30.000 de euro. Da, dacă i-o dai unui arab, unui indian, dar cine o să te găsi, ce arab o să vină, ce Abdul o să vină la tine în Călăraș sau nu știu unde, în ce sat, să-ți dea 30.000 pentru virginitatea ta? Nimeni, absolut nimeni. Deci mai bine i-o dai lui Gigel cu Fiat sau cu Ford sau cu Opel sau cu ce vrei tu.
asta. Îl știu pe ăsta, fraților, fiți atenți, e genial. Bă, a avut noroc că nu a picat în cap să-și rupă gâtul sau de n-a picat chestia aia pe el cu care lucra, mare noroc. Da, super amuzant. O, Frigida mea, ai milă de noi, nu ne trimite înapoi, că aici și-a... E bună viața aici în Anglia, toate socialele noi ne-am făcut binele și-am luat numai taxe mari și-am dat mari. Data viitoare când ne fude să ne chema și pe noi. My way, my way on the highway. Înțeleg de ce mai scrii și hashtag cringe. Super. Ce faci, mă? Unde ai fost? Da, tu îți dai seama, bine, nu prea vreau să pun atâtea paranteze, dar tu îți dai seama că fetele astea au făcut TikTok-ul ăsta și s-au gândit, l-au văzut și au zis, da, e ok, hai să-l postăm. O, Doamne. Dracu să fac, m-a pus dracu să mă duc la un englez la botez. Și ce dracu ai făcut? Te-ai bătut acolo? Eh, m-am bătut, m-am scuipat copilul să nu se dă ochi. Gianni? Ha? Ce bagi în gură tare și scoți moale? Pula? Păi nu știu, ia gândește. Păi da, o bag în tare și când iasă, iasă udă. Da. Mai drepte, mă, nu mai bulantim. Bate, mă, zic, da, mă, dă-i bagul. Băi, mă, gavești! Băi, că nu vă bată, vă distrug! Stai, fere, că ne-ai intrat cu mamă, cât de tare! Cred că aș și spart peretele acolo. Liber, moșule! Da, da, da. Hai că mă așteaptă o bunăciune de femei. Dacă o vezi, țiplă! Unde mergem? Bulevardul Republicii, numărul 72, scara A. Păi acolo stau eu. Cristi? Da. Amara, plătești! Am venit să depun șodul ăsta, rău, acesta. Dă-mi să văd. N-ai cerere. Du-te în spate acolo, ia și completează și adu-mă înapoi. Am înțeles. Revin imediat. Gata și cererea, poftiți. Și intabularea? Ați spus că îmi lipsește doar cererea. Domnule, ce nu înțelegi? Fără intabulare nu se poate. Poftiți. Și vedeți că la ora 4 închidem. Poftiți. Îmi pare rău. Reveniți mâine, am închis. Ce dragă doamnă. Cât de tare! Ce faci pe cală? Mă plimb. Mă plimb. Nici nu era beatrangă. Ce pară mea făcea cu scândura aia spinare. Bă, mă plimb. Sunetul ăsta e legendar. După 30 de ani de căsnicie, am găsit sub pat. Valiza asta are nea 3 cartofi și 50.000 de euro. Ce e asta? Dragul meu, de fiecare dată când am înșelat, am pus un cartof în valiză. Da. Și banii? Și de fiecare dată când am adunat un kilogram de cartofi, i-am vândut. O, Doamne, o, Doamne. Alex, da, spune-ne ceva actual. Dacă mergi la școală, asta nu înseamnă că ești și deștept. Vai, bă, gamiaș. Lai, 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 lai. Ești frumoasă ca Zambila, cocoșată ca Camila, părul tău ca coada vacii, când te văd mă apucă dracii.
Da, mă, băieți, cred că e timpul să încheiem acest episod aici. Fraților, dacă mai doriți să mai reacționăm la TikTok-uri din România, nu uitați să apăsați pe acel buton de like să vedem câte like-uri se strâng la această reacție minunată. Bă, sincer, mie mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Sunt super amuzant și româna și noștri aici pe TikTok. Nu uitați, mai bune, aveți, vă reamintesc că aveți link-ul în descriere de la videoclipul original de la care am reacționat chiar acum, astăzi, în premieră, în fața dumneavoastră. Și până data viitoare, nu uitați să vă abonați și la canalul meu. Numele meu a fost Cristi și v-am pupat. O seară bună!